Bună, sunt DJ Tiana. Seara de seară, de luni până vineri, vreau să facem echipă în cel mai tare show. Goodbye cu Tiana. De la 17 la 19, prinde unda 93.3, iar buna dispoziție îți va fi asigurată. Yeah! Muzică proaspăt lansată, invitat special, iar ca bonus, super mega concursul. Încă mai stai la dubii? Goodbye, e deja cu tine! După o pauză scurtă în care am dispărut și nu am mai discutat, să știți că am remarcat faptul că invitatul special sau special guest în această seară a venit mai devreme și asta îmi place la nebunie, pentru că punctualitatea este la mare căutare în zilele de astăzi și respectiv îi spun bun venit lui Mircea Pavlov, cofondator Influence Moldova. Bună, bună și bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu drag și ție-ți mulțumim pentru prezență și mai ales că ai venit direct din România. Ei bine, nu astăzi. Un vibe de bucureștean. Un vibe de bucureștean și da, vreau să ne dai detalii ce ai făcut acolo și cu ce scop. Am fost cu colegii mei de la Influence.md la o conferință de influencer marketing, pentru că cred că a venit timpul ăsta să facem schimb de experiență. Am avut noi o conferință și am zis ok, hai să mergem în România, pentru că eram curios și deja sunt la cea de-a cincea ediție, să colectăm niște insight-uri, experiențe, să mai cunoaștem oameni, viitori speaker, poate de ce nu, care ar veni în Republica Moldova la următoarea ediție deja. Și cum a fost? A fost foarte fain. Știu că v-a ținut iarăși programul câteva ore bine, da. Acolo. V-ați instalat pe scăunele, ați fost foarte ascultători. Da, doar că conferința din România mi s-a părut mai lejeră din punct de vedere a programului, cum era structurat, și cred că mai avem așa un pic de învățat și noi, că pe 3 septembrie, când a fost conferința noastră, noi am testat rezistența participanților la maxim și... Dar cred că s-a meritat. Practic tu vrei foarte rapid și fără ca lumea să simtă să trecem deja despre conferința din Republica Moldova, nu, să nu, vorbim. Nu, 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 putem încă să ne mai ținem dar și la ea de România. Hai să facem diferențele totuși, pentru că uite, tu deja în calitate de organizator ai simțit și plusurile și minusurile și avantajele și dezavantajele. Hai să vorbim mai întâi despre avantaje și după aia trecem la dezavantaje. Hai. Rezistența celor de aici de acasă, cum a fost? Să știi că spre uimirea mea, până la 5 jumate, cât a durat toate panelurile... Păi stai tu, zi, începutul la ce ora a fost? Începutul a fost la 10, da, cer scuze, a fost la ora 10 și da, până... Da, 10 până la 5 jumate, da. Ok. Dar asta luăm în considerare două pauze de cafea plus o pauză de prânz și de la 5 jumate a fost o sesiune de Speed Connection la care au rămas, bine, mai puțini oameni care erau interesați deja să vorbească direct, dar până la 5 jumate... Chiar participanții s-au ținut și spre uimirea mea sala era încă plină. Bravo! Câți au participat? Peste, dacă vorbim de participanți, erau peste 160 de oameni. Serios? Wow! Noi inițial voiam o conferință cu 120 de oameni, fără echipa de logistică așa, dar la un moment dat fluxul și cererea pe piață era prea mare și am devenit și sold out și după care încă și overbooked și eram ok. Atunci sala ne-a permis, într-adevăr, ca ultimele zile să jucăm cu numărul de scaune. Ce drăguț! Păi, la câtă reclamă ați făcut voi și la ce mentori au venit acolo să țină câte un discurs, evident că toată lumea a fost motivată să fie prezentă. Inclusiv printre speakerii prezenți din data de 2 septembrie, când a avut loc conferința. 3 septembrie, scuze. Ei, 2-3, nu e mare acolo, diferență. Acolo, exact. A fost și Mihai Morar. Tu de asta ai zis 2, că pe 2 a ajuns la Chișinău. Că pe 2 a ajuns și de-aia am văzut și story-urile sale. Așa. Și am vrut să-l prindem și la noi aici în emisie, dar nu a fost posibil pentru că e iute la picior. Da, și a fost așa, un program destul de strâns, restrâns la el, mai bine să zic, pentru că a venit pe 2 seara, pe 3 asta la conferință și după care deja pe 4 dimineața a avut un zbor chiar foarte așa matinal. Dar da, el cum s-a simțit, uite, la noi, acasă? S-a simțit bine și cred că și postările de pe Instagram pe care le-a pus, alea două reels-uri, vorbesc de la sine. Și noi ne-am asigurat că, într-adevăr, din timpul ăla puțin pe care l-am avut, să arătăm o bucățică din Moldova noastră frumoasă. Și spre uimirea mea, el n-a fost câțiva ani la Chișinău, bine, n-a fost vreo 3 ani de când s-a început pandemia, să zicem, până acum. Și a zis că Chișinău s-a schimbat destul de mult în ăștia 3 ani. Noi care suntem aici nu prea observăm lucrul ăsta. Și a fost așa un pic ciudat, că nu înțeleg ce s-a schimbat, dar...
Știi cum e faza aia? Când și vezi o persoană zi de zi, tu nu vezi, exact, slăbește, nu slăbește. Când vine cineva din exterior, deja vede diferența. Confirmă. Confirmă, da. Și uite, cum l-ai simțit pe el în conferința de aici? Ce anume mesaj a adus tuturor celor prezenți la acest eveniment? Că contează foarte mult povestea omului din spate. Și dacă un om te critică sau ai un hate, nu are hate-ul ăla neapărat îndreptat spre tine, cât spre povestea ta. Adică el nu se regăsește cu ea. Foarte filozofic, dar bun. Da, e super bună chestia asta. Adică nu vizează propria persoană, ci ceea ce e în interiorul persoanei sau trecutul persoanei. Exact. Dar noi ca și oameni avem, zic că, o sumedenie de povești. Nu ne caracterizează doar una singură, pentru că fiecare etapă din viață ne marchează. Cu siguranță. Păi și aici ce facem cu poveștile noastre dacă nu sunt, uite, primite cu sau privite cu ochi buni de către mulți? Eu zic că pentru fiecare spectacol sunt spectatorii săi, așa și cu poveștile oamenilor. Pentru fiecare sunt ascultătorii sau, mai bine zis, urmăritorii, dacă tot vorbim de rețele de socializare acum. Și pe lângă acest fapt, eu sunt sigură că ai fost și tu prezent acolo cu agenda ta planificată. Ce ți-ai mai bifat tu din tot ce a mai spus și Mihai Morar și alții speakeri? Unde anume? Că deja care au ținut câte un discurs. Nu, vorbim deja, am trecut la Republica Moldova, doar la evenimentul nostru. Noi am avut, să zic așa, 4 paneluri și 3 prezentări. Uh-huh. 3 prezentări erau doar al speakerilor internaționali. Era Mihai Morar, Andreea Lupu, care era pe Zoom, și Yanan Wang, head of TikTok Live, care s-a conectat din Londra, din UK. La la, ce drăguț! Da, i-a fost ca tare, așa dacă zic, off-topic, primul invitat confirmat. Și asta cumva m-a uimit și mi-a dat și mai multă putere și mai multă încredere să merg mai departe cu organizarea conferinței. Dar, sincer, ca și organizator / moderator evenimentul, nu prea ai timp să asculți. Cred că asta este dezavantajul dacă trecem pe partea aia. Exact. Pentru că doar eu știam ce e în spate la regie, ce și când trebuia să fie pus inclus, și atunci aveam grijă de invitați, alergam. Bine, am avut și o echipă tare bună în spate care m-a ajutat. Da, și mi-au răbdat toate mofturile și ambițiile că... Pentru că ai vrut doar să iasă totul bine, la superlativ. Eu sunt perfecționist. Am înțeles deja asta. Deci, da, când spui bine, nu este suficient. Prea bine, mult mai bine, doar bine. Adică tu, loc de ceva să nu meargă, nu lași niciodată. Eu sunt flexibil. Dar nu mă mulțumesc că, ok, dacă nu s-a primit, hai o lăsăm așa. Nu, atunci găsim o altă soluție. Poate mai bună. Și una din soluții a fost să faceți pe final un TikTok cu persoana prezentă din Londra? Nu am făcut un TikTok. De ce? Ați făcut... Cum n-ați făcut un TikTok? Nu, dar era pe Zoom. Era destul de greu. Sincronizarea nu era bună dacă să-l fi făcut, pentru că intra cumva în istorie și, exact, pentru voi, știi cum, totul improvizat acum aici, facem TikTok, facem istorie. Mă cred că organizarea conferințelor, evenimentelor propriu-zise, este exact ca și o nuntă, unde dacă nu ai un organizator bun a treia parte care stă și te ajută din spate, mirele și mireasa nu prea savurează nunta. Exact și aici, dacă nu ai o persoană care, uite, de exemplu, să fie moderator 100%, care să gestioneze evenimentul și tu pur și simplu ești la regie în spate, bine, mersi, și nu te mai gândești la tranzițiile pe scenă, când intri, ce spui, cum faci conexiunile cu ideile, exact, speakerilor, să fii un moderator bun, atunci cam pierzi din momentele astea și nu mai savurezi din plin. Păi și mirele și mireasa, cine a fost la conferință? Publicul! Să știi că erau atunci de dimineață, știi? Nu, cred că publicul mai mult erau prin, cum se zice, oastea nașului, nașului. Sacre-i mare, sacre-i mici. Foarte bine, hai să revenim încă la lucrurile importante și noi pe care tu le-ai descoperit pentru tine la această conferință. Pe lângă faptul că, uite, omul cumva atacă povestea ta, nu persoana propriu-zisă, un alt moment care te-a marcat și, uite, de care o să ții cont pe viitor. Sincer, pentru mine, mai ziceam anterior și tot repet ideea asta, că pentru mine toate panelurile au fost dragi, dar ăla pe campanii sociale mi-a fost cel mai aproape sufletului, pentru că vedem cu toții că campaniile sociale nu prea funcționează la noi, sau mai bine zis, creatorii de conținut nu prea se implică. Și atunci un insight altul tot de la Mihai a fost că niciun creator de conținut nu poate fi implicat în tare multe campanii sociale, că la un moment dat pierzi cuvintele, deja nu mai ești tu și poate nici nu te
asociezi cu povestea aia, cu cauza pe care tu vrei să o duci mai departe urmăritorilor tăi. Mm-hmm. Adică și totul trebuie să fie cumva axat, nișat și asta cumva pune... Și redus totodată. Trebuie să fie doar o scurtă perioadă de timp în care da, să fii implicat. Ideea că noi oamenii cu toată ce facem, spunem că persoana X nu vrea să implice în campania socială pentru că, nu știu, are nevoie de o sumă de bani sau ceva de genul ăsta. Uh-huh. Dar poate persoana este atât de epuizată emoțional încât dacă se mai bagă încă într-o campanie socială și preia toate emoțiile alea, pentru că o campanie socială o treci prin tine, o treci destul evident de bine. Evident, sigur. Tu ești gata, la stors, pământ. La exact propriu. Și atunci cred că ar trebui să luăm și latura asta un pic de inteligență emoțională când mai dăm cu pietre prin peste gardurile vecinilor. Păi asta, că nu trebuie să analizăm și să ne facem concluzii după copertă, ci trebuie să intrăm în esență ca să înțelegem de unde și până unde a pornit istoria și tot așa mai departe. Minunat, îmi place ce idei ai stors din toate acele ore pe care le-ați petrecut acolo. Au fost și foarte mulți influenceri de la noi care au ținut la fel câte un discurs. De cât timp? Vreo oră? Fiecare? Ei au fost divizați per paneluri, uh-huh, și cam per panel undeva 20-25 de minute plus deja întrebările din public. Care erau cele mai piperate întrebări din public? Au intrat așa în dedesubturi și au permis? Nu. Nu? Totul a fost așa la suprafață? Da. Nimeni nu a vrut să se adâncească mai mult? Nu, a fost de bun simț și asta cred că și-am apreciat. Și în România? Acolo publicul în la România, fel e de... În România, să știi că noi dacă am folosit aplicația Slido ca să nu umblăm cu microfonul prin sală, ei au făcut anume partea asta, au dat voie publicului să-și expună întrebările și tot erau de bun simț. Sincer, nu a fost nimic ieșit din comun ca să spui că vai, mă stau pe scenă, mă îndroșesc și m-am pierdut, nu știu ce să-ți răspund. Nu, a fost chiar ok. A fost super, minunat. 19 speaker, din cât știu eu, au fost prezenți la eveniment. E o cifră mare, aș spune eu. Noi oscilam. De la început am început. Nici o problemă, se întâmplă și l-am pus de radio. E ceva normal acest începusem, lucru. Începusem cu 19 inițial. Asta a fost prima cifră care luna iunie am pus-o pe foaie. După care noi oscilam către 15, 17 și uite că la urmă tot 19 a ieșit. Și... zic eu că a fost interesant. Scopul a fost ca acești creatori de conținut să arătăm exact cum îi cunoaștem noi din spatele campaniilor. Și să, nu știu, să le punem povestea lor, anume pe acea scenă de la Influence. Și panelurile au fost gândite inițial, dar nu puteam spune că 100% ele erau gândite de la A la Z. Uh-huh. Dar selecția naturală a speakerilor cumva a venit așa, natural zic eu. Și un panel, de exemplu, pe partea asta de brand personal, am avut-o pe Rita Engleza, pe care cu toții o știm, Vicu, Tania Gonciar și deja moderată de Lili Lozan. Și dacă noi uităm la toți acești patru oameni, ei toți au început prin a-și urma hobby-ul lor și asta i-a transformat ca tare și în influencerii de ziua de azi pe care îi cunoaștem. Pentru tine, ai descoperit sau ți-ai confirmat faptul că pe social media sunt la fel cum sunt și în viața cotidiană? Da. Nimeni nu joacă teatru, spectacol, toți sunt așa firești, toți își expun ceea ce consideră ei de cuvință să-și expună. Da, și nu știu, cred că aici o să mă expun din propria mea experiență. Da. Că subiectiv și obiectiv. Da, 8 ani am fost plecat și de-abia în august am revenit acasă. Și uite, deja am 12-13 luni. Păi stai, derulează istorioara. Unde ai fost plecat? Mi-am făcut colegi în România și după am urmat licența în Marea Britanie. Și am mai lucrat acolo un an și după am revenit acasă. Și toate drumurile duc spre casă. Da, Doamne, ce mă bucur să aud asta. Am zis că... uite așa! Mulțumesc! Te remunerez eu cu niște aplauze din partea publicului. Am zis că... să experimentăm, să vedem și cum e viața acasă, dacă nu experimentăm acum când. Măcar mi-am bifat, știi, să văd dacă este bine, rău, dar asta e o altă poveste. Și eram foarte sceptic de latura de influencer marketing. Uh-huh. Din luna august anul trecut, când am ajuns în echipa Influence.md, am început primele campanii și am văzut rezultatele și am văzut cât de mult muncesc oamenii aia să creeze anume alea 3-4 inserții pe Instagram, care nouă ni se pare, ai pus telefonul, ai pus un tag, ai pus un link și atât. Nu, ca tare este un brief bine structurat în spate pe care trebuie să ți-l asumi, trebuie să-l citești. Noi oferim flexibilitatea creatorilor de conținut, chiar dacă citesc informația, noi ținem un brief destul de scurt cu anumite
bule bine punctate cu informația cheie și lăsăm pe ei, pentru că își pierd autenticitatea dacă noi venim și îți spunem nu, tu trebuie să facem felul ăsta, storyul ăsta și atât. Nu, ei îl fac în stilul lor, vorbele lor, cu ideile lor, exact, cu conceptul lor, doar voi îi ghidați cumva. Da, ei își cunosc cel mai bine comunitatea, noi doar avem nevoie că, uite, informația XYZ ar trebui să fie acolo. Cum o expui deja este la alegerea ta. Și dacă pe Instagram eram și eu persoana aia care spuneam că, vai, ăștia se țin cu nasul pe sus, sunt mari și tari, nu, în realitate sunt niște oameni atât de caldi și atât de fain și chiar mă bucur că am avut onoarea și plăcerea să lucrez cu ei și încă să lucrez în continuare. Și prin evenimentele pe care le-am organizat prin Influence.md, deja aveam 3 evenimente de comunitate mici, am reușit să-i cunosc și mai bine și asta îmi place aici, că stabilești niște relații de prietenie cu ei anume și conferința asta a venit ca rezultatul acestei apropieri, pentru că deja știam de ce îi duc lipsă. Și atunci, din partea companiilor, când încercam să-i abordăm, să vedem dacă au nevoie de ajutorul nostru pe partea de organizare unei campanii, ca un trial, simțeam un pic de scepticism și am zis că ok. Asta din partea lor scepticism. Exact. Că de ce ar fi nevoie de ajutorul vostru? Da, și de ce am avea nevoie noi să apelăm la creatori de conținut, la influencer? Mai sunt și tipuri de genul ăsta încă pe piață. Dar, bine, într-adevăr, sunt campanii care unde implicarea influencer poate nu și-are rostul la moment. Și trebuie să ne asumăm și asta, pentru că creatorii de conținut nu îi pui doar ca să-ți crești numărul de followers pe Instagram sau să aduci mai multă lume pe pagina ta, dar ar trebui să fie exact, bine punctat, țintit, ca scopul, mesajul să ajungă la cât mai mulți oameni. Și atunci, într-adevăr, în funcție de campanie, câteodată noi spunem că, uite, poate implicarea creatorilor nu și-are rostul acum, hai mai târziu, după ce crești pagina un pic sau îi mai dăm noi anumite sugestii pe viitor. Dar dacă partea asta de scepticism la un moment dat ar trebui să te debusoleze și să lăși mâinile în jos, pe mine mai tare mă motiva, hai să-ți arăt că nu este chiar așa. Și da, asta spuneam asta și am mai spus și în altă parte că mie îmi place să arăt oamenilor când într-adevăr nu au dreptate. De peste nas. Să le demonstrezi că totuși tu ai avut dreptate. Nu, nici chiar așa. Pur și simplu, dacă știu că într-adevăr au ce învăța și au ce descoperi, ce oameni din spatele camerelor, atunci e păcat să nu o faci dacă ai posibilitatea. Și prin conferința asta voi ați reușit să atingeți scopul final? Eu cred că da, pentru că spre uimirea mea au fost mai multe companii și agenții care au participat în sala decât Inclusiv creator. Persoane fizice și creatori de conținut. Da. Și au mai fost și studenți, pentru că noi ne-am propus să oferim 10 bilete gratis studenților din Republica Moldova. Ce facultăți au venit? Marketing, PR, mai mult în natura de cam de aici, domeniul ăsta, ok. Da, care, pentru că realizăm, este o nișă care la facultate încă nu este discutată, nu este pusă în curriculum. Pentru că de-abia acum s-a început anul ăsta cu profesiile viitorului și eu chiar cred că influencer marketing va deveni o profesie a viitorului în curând. Oh, și eu te văd un profesor tare bun. Să știi că latura asta de educație cam nu prea ține cu mine. Totul în viață se învață. Poate după, nu spune nu. Nu, poate după 30, știi, când mai prind mai multă înțelepciune și răbdare. Dar foarte până, bine, mai puneți până, un scop. Da, până când sunt mai mult drumurile și să vorbesc la telefon cu clienții și creatorii, cam asta îmi place să fac și să pun la cale niște evenimente de genul ăsta. Dar au fost foarte încântați de această idee și răspunsurile pe care le-am primit de la studenți chiar arătau motivația lor. Motivația de a și participa la această conferință. De a participa și totodată de a se convinge că au ales facultatea bună și potrivită pentru ei ca și concept, ca și tot. Vrei să mai dau și ceva? Eu vreau să anunț doar o singură publicitate și mică, nu singura. Sigur. Mai sunt câteva. Sigur. Dar continuă-ți gândul ca să nu-l uiți. Nu, cred că e bine să terminăm pe această notă. Ok, dragilor, continuăm discuția noastră după o scurtă pauză în care noi rămânem aici fizic prezenți cu Mircea Pavlov, cofondator Influence Moldova, însă nu uitați că suntem live pe pagina de Facebook și YouTube Radio Zoom 1. Să fie muzică nouă, să fie bună. Radio Zoom 1. Let's go! Publicitate la Zoom 1.
8-a ediție, Zilele Filmului Românesc în Republica Moldova, vă aduce cele mai importante filme românești ale ultimului an. Evenimentul va avea loc în perioada 22-25 septembrie la Chișinău, în două cinematografe, Odeon și Cineplex Loteanu. Invitatul special al acestei ediții, marele actor Dorel Vișan. Programul mai propune filme clasice, filme pentru copii, studenți, masterclass-uri și dezbateri interesante. Eveniment organizat de către Alternativ Cinema, Rova Film și este finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, Ministerul Culturii și Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău și Uniunea Cineaștilor din România. Tot ce e mai bun pentru membrii familiei noastre mari. Acum, cu cardul de la Farmacia Familiei, poți beneficia de reduceri și la partenerii noștri. Clinica Pediatrica, Clinica Sante, Centrul Medical Extramed, Alfa Diagnostica, Sinevo Moldova și MedExpert. Solicită cardul familiei în orice filială Farmacia Familiei pentru a profita de mai multe reduceri la produse și servicii de sănătate. Pentru a controla factura, consumă responsabil energie electrică, termică și combustibilul. В Молденкон Банк депозиты растут в безопасности и приносят себе ценные призы. Открой депозит в леях или иностранной валюте и выигрывай ежемесячные призы. Робот-пылесос, смарт-ТВ или главный приз – автомобиль Skoda Karoq Active. Приходи в ближайшее отделение Молденкон Банк и выбирай подходящий депозит. Выгодная процентная ставка, ноль комиссий, фиксированная ставка, банковская карта в подарок. Открой депозит, выиграй автомобиль. Подробности на mikb.md. Molden Bank. Всегда рядом. La Metro găsești mereu produse proaspete. Până pe 21 septembrie ai mere Golden la 11,99 lei kilogramul și perci champignon albe la prețul de 45,90 lei kilogramul și carne tocată de vite la prețul de 99,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Publicitate la Zoom 1. Conectează-te acum pe 93.3. Timpul pentru Good Vibe cu Diana. Hai să continuăm discuția noastră, Mircea. Uite, pentru tine am o întrebare așa mai delicată totodată, sau poate mai simplistă, deja tot să-mi spui de care e. Uite, înainte, mentorii, ingenerii, sau să le spunem în ghilimele, pentru că atunci nu erau influenceri, dar îi considerăm acum ca influenceri. Cine erau? Profesorii. Erau preoții. Și uite, acum, practic, cine vrea se face influencer. Dă un sfat, scrie un citat, face un video, o experiență, una alta. Teoretic, doar influencerii, dacă luăm după definiție, așa, sunt lideri de opinie. Deci, înainte, liderii de opinie, deja ai menționat tu, acum, recent. Eu zic că e foarte greu să găsești un influencer acum bun, care... Nu știu, ar trebui să ai tu un filtru destul de bun, să ai grijă pe cine urmărești și cum îți impactează viața. Și aici bine vine și latura asta de la influență, de responsabilitate, că viața nu e mereu doar roz. Ai și tu un burnout emoțional, uh-huh, sau unul fizic, mai arăți din spate ce se mai întâmplă cu adevărat când filmezi un content, căută, n-ai inspirație. Exact ceea ce au făcut și invitații noștri care au fost la conferință, pentru că ei au fost selectați anume din momentul ăsta că ei sunt naturali pe Instagram, pe conturile lor și cumva ating toate corzile. Și nu ți arată că să fii un influencer acum este totul atât de roz și frumos. Dar bine, dacă vorbim de persoane fizice sau influenceri fizici, că uite, ei își pot posta și laturile mai puțin plăcute sau momentele mai neplăcute din viață, dar cum rămâne cu companiile mari care niciodată nu o să recunoască un eșec și asta public mai ales? Toți vor tinde să arate că ei sunt lideri, că sunt cei mai tari de pe piață, noi nu avem eșecuri, noi nu avem gafe. Te referi prin influenceri să arată lucrul ăsta? Da, nu chiar direct. S-a întâmplat vreodată în istoria existenței a social media în genere vreo campanie de asta, companie mare, mega, superbă, să zică, măi, uite, la noi au plecat 100 de angajați pentru că nu au fost plătiți, sau uite, s-a întâmplat ceva în interior și nu mai merge? Nu cred. Dar prin prisma influencerilor? Aici cred că mai mult să afectezi imaginea companiei, anume prin livrabilele pe care le face influencerul sau prin mesajul greșit
livrat greșit. Uh-huh. Nu e neapărat ca influencerul să ia informația din casă, din compania respectivă și să o aduc. Sau poate să vină ca o recenzie. Dacă tu cumperi un produs sau ai fost și ai facilitat de un serviciu din partea unei companii și ție nu ți-a plăcut, atunci îl împărtăși cu comunitatea ta. Și de obicei comunitatea rezonează. Îți mai dă un mesaj că, uite, am fost și eu acolo și mi s-a întâmplat exact la fel. Da, se întâmplă vreodată, uite, o companie mare să plătească un influencer ca el să le facă o recenzie negativă? Pentru că noi știm că tot ce e negativ prinde tare bine la public. Sincer, n-am auzit încă de asta. Nu e utilizată această strategie? Poate a fost, dar aici chiar nu vreau să mă expun. Da, știi ceva și nu vrei să zici. Nu, pe bune. Ah, sau pe bune, nu există și în istoria nu vreau ta. Să intru aici. Dar tu cum ai privit, cu ochii buni sau nu foarte bune ideea asta? Pentru că noi știm că de regulă la nivel internațional se fac lucruri de genul, pentru că acolo totul se ține pe hype, pe presa galbenă. Pentru că în general un PR bun sau negru mereu rămâne în gura lumii, mai ales la negru. Și noi de ce nu apelăm, uite, la PR-ul ăsta negru? Eu nu cred că creatorii de conținut s-ar implica în asta. Nu? Nu, chiar nu. Își vor păta și lor cumva identitatea? Exact, cumva riști să diminuezi din credibilitatea ta. Mm-hmm. Și credibilitatea și autenticitatea cumva sunt două valori de bază la un influencer ca să ai o comunitate destul de bine integrată, așa să zic eu. Practic, dacă la noi publicul e foarte critic, repede îți va da unfollow. Eu zic că... Zi cum zici. E greu zi aici. Cum gândești. Eu zic că dacă cineva este critic față de un om, mai bine dai unfollow. Adică de ce faci tu viața ta toxică uitându-te mereu la acel creator de conținut zi de zi și doar îi trimiți mesaje de hate? Cu ce ajută? Nici pe tine, nici pe el. Și atunci nu mai bine dai unfollow și îți vezi de treaba ta? Dar tu ai dat unfollow până acum? Sincer, eu... Da. Eu nici follow n-am dat. Dacă simt că nu rezonez cu comunitatea, pentru că se vorbesc subiecte diferite, maternitate, haine, lifestyle, și dacă simt că nu mă regăsesc, de ce aș urmări conținutul ăla? În schimb, pe pagina de Influence Moldova urmăresc pe toți, pentru că asta face parte din jobul meu și ar trebui să știu ce se întâmplă în viața oamenilor atunci când vine un client și vrea un produs. Ar trebui să știu la momentul respectiv cu cine îl asociez, pentru că nu poți din senin să spui că, uite, vreau să promovez, de exemplu, sucul ăsta și am văzut recent 2-3 creatori de conținut care chiar au consumat sucul ăla și atunci ce faci? Eu vin prea aproape de microfon și mă bat cu el, aparent. Lockdown. Da, sau cum se spune acolo la box. Da, este un element destul de important să analizez viața și nu o fac pentru divertisment și o fac anume din altă perspectivă a jobului. Știu că mulți o fac asta fiind pe canapea și o fac gratis, eu o fac asta fiind o parte a jobului, dar te consumă. Pentru că nu observi cât de repede trece timpul și după o oră jumate, două, să stai să scrollești pe Instagram, mereu să faci un research, cam îți scade nivelul de productivitate. Te epuizează. Da. Și cred că îți mai taie deja din pofte de a mai face iarăși research și a analiza. Dar pe de altă parte cam devine și... Doamne, vine în engleză cuvântul acum. Da, zi, că repede îi dau pe translate. Foarte addictive. Adică stai independent. Independent, da, ești posesiv de chestia asta. Exact. Mm-hmm. Și... Nu e bine. E o luptă. Interioară. Cu da sau cu ba, stă în gerașul și stă cel cu cornița aici pe umere și te tot debusolează. Ok, Mircea, hai, avem 10 întrebări și pentru tine la rece. Știam de rubrica asta că am mai urmărit, dar nu credeam că o să trec prin ea. Cum să nu, ce glumești, este imposibil să fii prezent aici la Radio Zoom 1 și fără 10 întrebări la rece nu era să ieși. O campanie de succes, clienți noi sau nume? Ce alege tu? Sau uite, ce consider că este corect? O campanie de succes. Păi stai, clienți noi? Să aducă clienți noi sau nume campanie? Scuze. Nume campanie, te referi pe partea de vizibilitate PR, nu? Uh-huh. Clienți noi. Clienți noi. Pentru că cu ei îți îmbogățești portofoliu și ai oricum vizibilitatea după. Ai rezultate. Și cam, uite, după cât timp ar trebui să vină clienții ăștia noi? Cât timp le dai de dispoziție clienților ca ei să se obișnuiască, să facă cunoștință, să analizeze, să se convingă că da, merită?
Uite, aici este exact ca și o campanie comercială promovată de un influencer. Tu promovezi un produs și poate tu la momentul ăla nu ai nevoie de produsul respectiv, dar revii după 2 luni, 3 luni. Exact și aici cu noi s-a întâmplat. Că cuiva i-am făcut o expertiză, i-am dat anumite sugestii legate de o campanie de influencer marketing și a revenit peste 2 luni. Deci nu e instant, pentru că și compania are un plan de marketing bine pus la punct, structurat, și atunci simți tu nevoia când ai nevoie să implici anumiți influenceri. Nu o facem abuziv, lăsăm oamenii să analizeze și să ia pentru ei decizii când vor fi gata. Exact, și noi mereu suntem acolo pentru ei, deci... Dar în subconștient, să le dăm informația că voi o să veniți la noi, voi trebuie să veniți la noi. Dar asta și e frumos, pentru că câți alții, bine, alți clienți cât stau încă și se gândesc, vin alții în schimb cu campanii și atunci cumva merge așa o roată, se schimbă. Ok, oamenii noi care îți dau tag, de ce nu generează vânzări bune? Oamenii noi care îți dau tag, de ce nu generează vânzări bune? Dar aici să iau așa un pic mai pe departe. Tu personalizează răspunsul sau personalizează și întrebarea. Creatorii de conținut, în primul rând, nu sunt vânzători. Așa. Deci niciodată n-a trebuit să-i asociem cu vânzările. Vânzările, dacă se generează din partea unui influencer, atunci ăsta vine așa ca un bonus la pachet. Creatorii doar împărtășesc comunitățile sale, beneficiile produsului sau... nu știu, o promoție, ceva care într-adevăr i-ar ajuta pe oameni, au un scop în spate produsul ăla, dar niciodată nu trebuie urmărit vânzările într-o campanie de influencer marketing. De exemplu, dacă pui o postare pe Boost, pe Facebook sau pe Instagram și nu-ți generează vânzări, ce faci? Mergi la Facebook și la Instagram și le spui că hei, vreau banii înapoi pentru că nu mi-ați generat vânzări? Exact, și cu influencer este la fel. Da, bine punctat aici. Am înțeles diferența. Ok. Înseamnă că răspunsul tău, Marcel, ui, Mircea, sorry, este acceptat. Știi de ce mi-am amintit de motanul meu că îl chema Marcel? Te asociez cumva cu el. Nu știu că e un compliment sau nu, dar... E un compliment. A fost un motanel tare înțelept. Acum este îngeraș. Ok. Mai bine să fii de acord cu recomandarea unui influencer decât individual să testezi un produs sau serviciu? Să mergem pe încrederea sau pe recomandarea influencerilor sau mai bine să testăm noi în sine propriu acel produs sau serviciu? Uite, foarte bune întrebările. Deja suntem la a treia, nu? Da, le mai și numere, ok? Bine, mai am timp să o fac, știi cât mă gândesc. Mai sunt 7, dar nu te grăbi că mai avem timp. Ok. Uite, sunt și eu genul de persoană care urmăresc anumiți oameni și dacă mi-a fost recomandat un produs, îl iau anume din cauza că a fost recomandat și că este bun. Și la mine majoritatea se întâmplă cu cărțile în cazul de față. Cam pe asta merg. Dar aici nu ar fi ideea că pur și simplu faci lucrul ăsta din susținere față de persoana pe care o tu urmărești sau din simpatie? Da, sau din respect, cumva știi că na. Îți dă un sentiment că faci parte din comunitatea lui, ca părții unei comunități micuțe care într-adevăr uite, citește cartea X sau folosește produsul Y. De exemplu ca și Apple, dacă îți luăm așa ca brand. Dar cred că trebuie să ai și curajul să încerci singur, pentru că noi suntem singuri responsabili de deciziile pe care le luăm și atunci trebuie să le facem asumat și nu dacă am luat după o recomandare să venim după cu vina sau cu un feedback negativ către creatorul ăla de conținut. Și apropo, persoanele care cumpără produse după recomandarea creatorilor de conținut, ei sunt mai mult decât bineveniți să revină cu o recenzie pe Instagram și uite că am avut creatori de conținut care ne-au scris nouă și ne-au zis că vezi că produsul X, de exemplu, nu a rezonat cu comunitatea mea pentru că XYZ sau ceva de genul ăsta. Și atunci noi luăm mai departe către client și îi spunem că vezi, poate sunt niște lucruri de îmbunătățit sau că comunitatea creatorului de conținut nu s-a regăsit exact, cumva în produs sau în serviciu. Cam asta ar fi ideea. Dar până la urmă, tu personal, cum ești? Eu mai mult sunt să-mi iau deciziile mele personale. Ți le asum. De ce să dai vina pe cineva când noi, cum spuneai tu, purtăm răspunderea pentru orice și multe lucruri din viață? Ok. Temele care prezintă un interes sporit pentru un blog sau vlog sunt? Și aici te las pe tine să continui. Dacă luăm pe piața din Republica Moldova, ar fi beauty, lifestyle, mâncare. O, Doamne, mâncarea asta, da. Da. E multă mâncare. Și cred că pe patrulea loc așa aș pune un pic domeniul tech, pe partea de gadgeturi,
Dar uite că în România un insight a fost că Telecom, partea de telecomunicație, pe primul loc. Și la noi mai multe parte. Atât de mare diferența? Da, dar și România este mare. Evident, dar uite că noi suntem totuși setați pe aceste puncte. Când o să ieșim din ele? Când o să schimbăm și noi fila asta? Câți ani ne dai? Sau cât timp ne dai pentru schimbări? Mă simt că a venit un pacient la doctor și îmi spune câți ani îmi dai. Din păcate, nimeni nu poate să dea acest răspuns, dar nu știu, e interesant. Vedem, da, că piața mereu se schimbă, asta evident, îmi place. Digitalizarea, pentru că vine schimbarea mai întâi de la noi și după aia urmează schimbările majore. Dar tu, totuși, până la urma urmei, unde te regăsești mai mult? Cu comunitatea ta aici sau, uite, ai vrea să te extinzi totuși pe extern? Cu siguranță vrem să ne extindem pe extern. Ai venit așa prin trece Republica Moldova, să înțeleg. Nu, dar ai o viziune și viziunea aia nu trebuie să o hrănești. Nu poate să rămână mereu la nivelul ăla de novice, să zic așa, unul micuț. Să răbufnească acolo, să știe mai multă lume. Exact. Și dacă vezi că este cerere pe piață, atunci trebuie să mergi. Perfect. Înseamnă că cam astea sunt patru teme pe care tu le-ai menționat și ele sunt întotdeauna bine și des întâlnite la mulți influenceri de la noi din Republica Moldova. Ok. YouTube este acea platformă diferită de celelalte prin... Și dacă ți se pare diferită? Da, este diferită. Pe YouTube mai mult sunt partea de tutoriale și mai mult persoanele care sunt pe YouTube sunt numiți creatori de conținut sau blogeri. Și, da, nu influenceri, cum numim noi. Păcat că la noi YouTube-ul nu se monetizează. Cum se face? Nu se fac bani. Da. Adică chiar dacă investești muncă, timp, emoții, tot, nu se rambursează cumva banii. Mă refer și la partea asta de paid advertising, care se face, de exemplu, în România, doar când privești un clip, printre... se mai bagă niște reclame mici de câteva secunde și după care tu faci skip. Uite că la noi asta încă nu se practică, că ar fi o modalitate pentru companii. Și nu este corect. Trebuie să ne modernizăm și noi, nu? Da, da. N-are cine să se apuce. Vă rog, cineva din IT, ajutați-ne. Și după ce am văzut pe YouTube, cam se încarcă videourile alea mari, lungi, care au destul de multe insight-uri. Pe Instagram merge mai mult conținutul ăsta câte 15 secunde, cât mai scurt cu atât mai bine, pentru că și atenția urmăritorilor trebuie captată. Și trebuie captată 3 secunde. Asta deja, uite, s-a schimbat de cât timp, dacă e să facem o diferență? Pentru că înainte lumea, nu știu de ce, era mai răbdătoare, să-i spun eu, mai îngăduitoare. Acum toți sunt așa setați pe repede, 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 să urmăresc cronologia. Și ritmul de viață s-a schimbat. Ăsta cumva, uite, ce mult a dus lumea spre o accelerare foarte mare la capitolul timp. Eu zic că și ritmul de viață se schimbă treptat și oamenii tot vor mai mult și mai mult și atunci îți asume anumite responsabilități sau joburi sau task-uri care îți iau din timpul personal, dar și foarte mulți oameni apar deja pe platforme care generează conținut și atunci îți dai seama să-i urmărești pe toți. Nu reușești. Înseamnă că pentru tine YouTube ar fi o platformă foarte bună de promovare? Da, sau și pentru, este. Este și pentru tutoriale. Bine, este nu neapărat în Republica Moldova încă, cum spuneam eu, nu este partea aia încă de ads, de publicitate. Da, este destul de greu să spui dintr-un limbaj care o folosești în limba engleză sau vii să-l transpui spune în limba că română. Nouă ne place. Da, și e mai mult pentru partea asta de tutoriale. Îl văd un canal destul de educativ. Și pe lângă YouTube, dacă e să mai adaug și alte platforme care, uiteți, sunt foarte aproape Instagram, de suflet. Instagram. El rămâne de top, da? Da, la noi cel puțin în Moldova merge Instagramul, după care TikTok-ul și după care Facebook-ul. Și YouTube-ul deja al patrulea. Da. Da, ok, este și Telegram-ul, pentru că... Da. Sunt foarte multe persoane care trec pe TikTok, care își roagă urmăritorii să treacă pe TikTok, pentru că este și acolo o platformă foarte bună de comunicare cu publicul. De asta știi că am folosit și noi Telegram-ul de câteva ori în anumite campanii și a dat un randament destul de bun. Și un insight aparent e că în România ei nu prea folosesc Telegram-ul ca și o platformă de promovare, dar folosesc WhatsApp-ul, ceea ce pentru noi este ceva nou. N-am folosit încă niciodată WhatsApp-ul ca să promovezi ceva. Da, dar e ciudat. Interesant. Mi se pare și mie ciudat. Dar, într-adevăr, Telegram-ul este undeva, cred că pe al cincelea
pentru că foarte mulți încep să facă comunități acolo mici și dacă ne uităm, cea mai mare acum este Dorin Galben, Dumitru Ciorici. Care sunt foarte urmăriți de multă lume și cu urmări. Ok. Deci tu vezi că, uite, toate astea, 5 platforme, cât conținut generează. Da. Când ai timp să-l consumi, știi? E, e mult. Da, și să-l creezi e timp mult. Da. Și mai ales să-l consumi. Practic, da, ele merg, dacă nu greșesc, la egalitate. Că merg așa, știi, pe o balanță. Că și să creezi, ți-a foarte multă vreme. Că na, trebuie să te gândești ce să pui, de ce să pui, cu ce scop. Plus că, uite, văzusem o postare că înainte cumva mai erau la modă textele astea mari sub postări. Și că de la o vreme ele nu mai sunt atât de autentice. Este ok? Să știi că unii tot adevărat le folosesc. Mm-hmm. Bine, și eu nu mă consider un creator de conținut. Dar... bine, cred că creator de conținut pe alocuri, da, dar nu mă consider influencer, să zic partea asta, să zic așa mai corect, dar mie îmi plac textele lungi, pentru că transmit o poveste, cumva te transpun într-o altă lume. Prin texte mici, scurte, e mai greu să o faci. Și asta, aparent, dacă tot facem acum o tranziție, că eu o să fac de o temă la alta, la conferința de influencer marketing de la București, Andreea Lupu, care a fost și speaker la noi, spunea că anume brandurile astea de lux, cum este Louis Vuitton, ei creează lumi imaginare, unde oamenii vor să se transpună în ea, vor să facă parte din ea, pentru că cumva iese din lumea asta reală și uite că textele astea lungi cu povești, cumva îți permit lucrul ăsta la noi. Ele încă prind bine. Eu cred că depinde și de comunitate, pentru că sunt unii oameni care caută mai mult divertisment, sunt unii care sunt, uite, că vreau ceva bun să citesc. În loc de o carte, citește o postare. Da, și cât o descriere. Nu știu, suntem prin ambuteiaje, prin troleu, mergem. Exact. Aștepți intrarea la un dentist. Oh, nu. Ok. Colaborările dintre creatori și branduri generează și trebuie să continui tu iarăși gândul. Generează reach, engagement și deja, cum ziceam eu, la pachet mai vine și partea de vânzări, dar foarte rar. Asta e tu de reach, ai zis de bogăție sau ceva am greșit? Reach e okay, la câte persoane ajungem. Și engagement, deja cât de multe persoane trec pe linkul respectiv sau interacționează direct cu postarea. Nu doar o văd. Perfect! Trei elemente ca un blog masculin, în comparație cu altul feminin, să țintească mai bine. Sau în genere, la noi se duce bătălia asta între partea feminină și masculină? Sau nu prea ai simțit tu așa... Nu prea am simțit pentru că... Mare flăcări aprinse. Nu vreau să o simt. Nu mi se pare corect. Și nici nu vreau să... Ok, dar totuși revenim la întrebarea mea. Mențin flăcăra asta. Că nu o să te las în pace. Așa. Trei elemente ca un blog masculin să țintească mai bine decât unul feminin. Știi acum momentul ăla când după ce se termină emisiunea îți vine în cap mai multe idei și spui că de ce nu le-am zis eu atunci, dar revin în comentarii, știi? Stai un pic că mai sunt zile când o să mai vii aici, crede-mă. Pe piața de Republica Moldova, avantajul este că sunt foarte puțini bărbați care generează conținut. Și atunci asta ar fi unul. Ar fi lipsa de concurenți. Așa. Doi, ar fi, cred că... subiectele astea prin care se regăsesc majoritatea bărbaților. Gen? Sau care caută răspunsuri pentru căută, de exemplu, la doamne. Noi avem partea de alăptare, maternitate, teme care sunt căutate, dar oamenii nu prea au curaj să vorbească despre ele în public. Și o fac așa. Și uite că poate la bărbații tot sunt anumite zone, anumite subiecte care ar trebui abordate. Așa. Și trei... Ce ți-a mai venit în cap? Pentru că știu că la voi e totul simplu. Și de regulă vezi... Eu nu sunt simplu, deci pentru mine este foarte greu să... Și crede-mă, pot să... Nu, vreau să zic că noi femeile suntem complicate. Noi căutăm mereu răspunsuri. Noi mereu avem întrebări. Voi bărbații sunteți mai simpliști, așa... Nu știu dacă mergem pe partea asta care am spus-o. Al treilea cred că ar fi... Cred că tot partea asta de lifestyle un pic. Și la lifestyle ne referim anume pe partea de vestimentație, pe partea, nu știu, de mâncare, fashion, sală, food și toate chestiile astea pe care le-am menționat noi anterior. Pentru că, ce ziceam, femeile de regulă doar și prin aspectul fizic captează foarte repede, știi, atenția și omul vrea să te urmărească doar pentru că arăți bine.
La bărbați? Mie mi se pare că este așa o abordare destul de greșită, că pe mine oamenii mă cuceresc indiferent dacă e bărbat sau femeie, după modul cum vorbesc. Și în următoarele 30 de secunde după ce ai deschis gurița, deja știi, contează impactul. Că na, ești machiată, că ești îmbrăcat într-un anumit brand, nu știu dacă contează atât de mult. Și uite că Rita Engleza, apropo, a spus în conferința noastră că unicul lucru care contează este doar educația. Și atât. Că ești îmbrăcat, că nu știu cum, chiar și Vera Anastasiu spune aici, că a fost la tine, că până la urmă noi suntem noi înșine atunci când dăm toate hainele jos și facem duș. Asta țin minte și am reținut de la cursul ei și chiar mi-a plăcut această idee, că după ne punem noi anumite branduri, că nu știu ce, cine vrem să părem. Un camuflaj. Exact. Știi cum? Înseamnă că după tine ar fi bine să mergem nud prin oraș. Nu chiar. Să nu exagerăm, să nu interpretăm greșit informația primită. Noi doar glumim, Doamne ferește. Eu sper că nu e momentul ăla. Facem păcate aici. Eu sper că nu e momentul ăla, știi, după care mergi în spate, tai anumite bucăți, le montezi și ies altceva. Nu, stai liniștit. Noi suntem educați. Ok. Neticheta. Văzusem la tine o postare sau pe pagina Influence Moldova despre neticheta sau neeticheta. Trebuie să-ți amintesc eu? Da, las că acum și imediat găsesc. Nu uita că a fost o conferință înainte, da. În mediul online, este periculoasă sau nu? Imediat. Îi dau și eu un search. Stai că te găsesc, ia să vezi, în doi timp și trei mișcări. Stai că m-ai făcut curios acum. Pe bune? Da, stai să o găsesc și eu, pentru că voi aveți foarte multe postări. Cred că a fost printre primele. Da, Lidia Scarlat, tu ce mai faci? Hai, între timp poate ce găsesc eu această... Știi că pe Lidia am cunoscut-o abia acum, în cadrul conferinței, nu? Dar ea nu mai este în Republica Moldova, sau mai e? A plecat ieri. Păi, dar unde este stabilită? La Londra. Aha. Nu, la Londra, greșesc. E în Marea Britanie, trăiește acum în Oxford, dar din ce am văzut, e plecat în Tel Aviv acum. Mhm. Și deja s-a apucat și ea de marketing, de tot ce ține de influență. Cred. A fost și ea speaker? Nu, ea a fost, bine, ca și speaker, dar a fost mai mult moderatoare. O, Doamne, unde am găsit eu? Sigur la noi, da? Da, da. De unde putea să mă inspir? Sigur că de pe pagina invitatului meu special din această seară. Dacă vrei, putem să trecem și cu... Să ne facem că nu a fost întrebarea asta în cele 10 întrebări la rece. Vrei să facem așa? Și Olga Mancio a fost. Sau nu a fost prezentă? Nu a fost prezentă, am avut un live încă la început. În fine, hai să trecem la următoarea întrebare. Neeticheta, ok. Nu știu, stai că... Nu-mi sună cunoscut, chiar dacă cumva social media a trecut prin mine. Mă, și n-am putut să dezvolt și eu cumva întrebarea asta, am scris și eu așa. Eu mă gândeam că ești cu capul prins în foarte multă treabă. În fine, hai trecem mai departe. Un contract de colaborare, necesitate sau obligație? Contract de colaborare. Uite, pentru creatorii de conținut. Un contract de colaborare este, da, obligație. Obligație. Totul ce acum este... documental este o asigurare pentru tine că totul este în regulă, că toate punctele care sunt acolo stipulate, știi că este o zicală, vor fi respectate. Este o zicală și parcă o dau acum așa un pic pe anii 30-40, chiar dacă încă sunt. Ce e scris cu penița nu se taie cu bădița. Uite că asta aici tot se referă și se pliază destul de bine. Faptul că, într-adevăr, un contract trebuie să fie clar menționat fiecare ce spune și mai ales să nu uităm că în contract este vorba despre folosirea materialelor creatorilor de conținut. Mm-hmm. Și este un lucru destul de important pentru că e folosirea imaginii. Așa. În joc și compania trebuie să fie sigură pentru ce achită la momentul ăla și creatorul să nu se trezească după că imaginea este folosită fără... E cumva cedarea drepturilor asupra livrabilelor create. Mm-hmm. E o chestie. Pentru că știu că înainte nu se subordonau sau cel puțin nu era pus în capul unei colaborări, uite, semnarea unui contract. Da. Și totul plana așa în aer. Dacă nu le-a plăcut companiei, nici nu-ți mai achitau cumva pentru servicii, măcar, știi? Colega mea, Antoina, creată și directora executivă, ea este foarte axată pe partea de contracte. Eu recunosc că sunt mai mult pe partea de comunicare, eu nu prea o duc bine cu partea legislativă, dar fiecare, cu minusuri, plusuri, de asta și formăm o echipă destul de bună. Vă completați! Dar uite că în România a avut un speaker
pe care tare sperăm, cu Doamne ajută, să o ducem la Chișinău prin noiembrie, să vorbească despre partea legislativă. Deci, doamna aia a zis-o atât de bine și în 20 de minute a truit atât de multă informație și cred că este una destul de benefică și pentru creatorii noștri de conținut. Cred că, și apropo, în sondajul ăla când am făcut noi pentru creatori de conținut în luna mai, când am avut al doilea eveniment de comunitate, ei au zis că își vor evenimente de networking pentru că ei nu prea se văd, nu reușesc să se vadă și atunci evenimentele astea cumva le oferă posibilitatea și workshop-uri și anume primul punct era asta, cadrul legislativ. Este destul de important. Da, un subiect foarte ok și bun și binevenit pentru cei de aici de acasă. Și nu prea abordat. Mm-hmm. Apropo, și ultima întrebare pentru tine, pentru că iarăși vine publicitatea aia dornică să sară peste noi. Mircea, top 3 greșeli făcute de un influencer autohton care te-au zgudurat. Sau creator de conținut. Scuzați. Postările comerciale făcute una după alta. Prea mult. Da, cred că obosește. Chiar asta discutam și noi în cadrul echipei noastre, cât ar fi ok de făcut și am ajuns la concluzia că două maxim pe zi. Una dimineața și una după amiază, ca să mai respire omul ăla, să nu consume doar taguri și... Că mai vede și la tine, mai vede și la altul, mai vede și la altul și pur și simplu iarăși zici că măi, vă dau un voluc, mă, ați obosit. Devine prea mult și scopul tău acolo e să nu devii un mini e-shop la tine pe pagină, dar să inspiri oamenii, să livrezi ceva bun și calitativ. Deci ăsta este unul. Doi, care m-au zgudurat... Nu pot să zic că tare mă deranjează anumite lucruri. Uite, partea că poate nu citești brief-ul corect și atunci dai vina pe noi și după noi venim și îți spunem că uite, în brief a fost menționat lucrul ăsta și creatorul... Faceți claritate? Da, creatorul de conținut își spune că îi pare rău sau ajunge la un numitor comun. Asta a fost punctul 2 și 3. Vezi, eu am pus, știi cum, limita cifrelor, dar dacă ai două, sunt două. Dacă ai cinci, sunt cinci. Nu, eu nu am nicio pretenție. Da, e greu de zis. Cred că asta cu partea de dacă îți asumi o campanie sau ceva, o duci până la capăt. Și dacă facem un calendar ca să facem o campanie de la A la Z, cap-coadă destul de consistent, atunci dacă spui că îl respecti, îl respecti. Deja de odată ce intri în joc, îl duci până la capăt. Ok, foarte bine! Iată că vine și Chris cu două știri după o scurtă pauză de publicitate. Mircea Pavlov rămâne alături de noi aici la Radio Zoom 1. Conectează-te acum pe 93.3. Timpul pentru Good Vibe cu Diana. Publicitate la Zoom 1. La Moldincon Bank, depozitele cresc în siguranță, iar acum îți aduc și premii valoroase. Deschide un depozit în lei sau valută și câștigă premii lunar, aspirator robot, smart TV sau marele premiu, un automobil Skoda Karoq Active. Vino acum la cea mai apropiată sucursală Moldincon Bank și alege depozitul potrivit. Beneficiezi de o dobândă avantajoasă, zero comisioane, rată fixă și card bancar cadou. Deschide un depozit, câștigă un automobil. Detalii pe micb.md. Moldincon Bank. Mereu alături. Привет, любимая. Хочу пригласить тебя сегодня на романтический ужин. Придешь? Да. И еще хочу капельку вина. Белое, красное, может, розе? Хочу любое, но только от Козаяк. Гарантированно, что будет превосходно. Козаяк. Сделано в Молдове. Признано во всем мире. Консумul excesiv de alcool dăunează sănătății dumneavoastră. Cu Vincom Bank și Mastercard pleacă spre o aventură de neuitat cu toată familia. Achită cumpărăturile cu cardul Mastercard Vincom Bank și câștigă lunar un troller stilat pentru călătorii sau premiul cel mare, o călătorie de 4 zile în Lisabona, la cel mai grandios spectacol de Crăciun, Cirque du Soleil. Detalii pe vincombank.com. La Metro găsești mereu produse proaspete. Până pe 21 septembrie ai mere Golden la 11,99 lei kilogramul și perci champignon albe la prețul de 45,90 lei kilogramul și carne tocată de vite la prețul de 99,90 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Publicitate la Zoom 1. Bine v-am găsit, sunt Cristina Jicol și vă invit la știri. Hei! Stai un pic! Iau așa! Sunt cea mai cool știristă și vă prezint două știri cu Diana și Chris de la 19 fără 10 minute, doar pe Zoom 1! Chris, da, da. Bună! Bună seara!
Hai că facem sport cu tine, doar repede să scăpăm de aceste știri, pentru că ești foarte grăbită. Nu, că aș mai sta, dar nu impresează timpul. Ai, hai să o trecem pe minciuni. Aha, știu nu eu. Pe minciuni, vă aduc o știre rea și nu prea vreau să o citesc. Sigur tu vrei să o citești? Dar ce să fac, asta e dar ce, cât de rea e? Hai că noi avem imunitatea bună. Așa, bine. Moldova Gaz solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifului mediu la gazele naturale. Mare! Nu cred! Aud așa încet. Astfel, compania cere un preț de 27,6 lei pentru un metru cub de gaze, fără TVA. Atenție, pentru TVA, pentru consumatorii casnici. Ajungem la 30 de gravă dacă Andrei va accepta această solicitare, începând cu 1 octombrie. Principalul factor invocat de furnizori este creșterea prețului de achiziție a gazelor naturale din luna iunie a anului curent până în prezent. Specialiștii din cadrul agenției vor examina argumentele invocate de furnizor și vor reveni cu o decizie asupra proiectului în termen proxim. Iată așa. Doamne, fă o minune și să nu fie adevărat tot ce ne-a spus acum Chris. Să știi că noutatea a venit spre sfârșit de zi și că am avut nici nu știu cum să zic, sentimente pozitive azi toată ziua, am fost atât de... mai văzut, nu? Că ce, că crește gazul? Nu, și zic că a venit știrea asta la final de zi și cam așa m-a întristat un pic, să știi. Dar nu te văd atât de tristă. Eu i-am zis că tu astăzi ceva cu minciunile, deci bine. Eu mai simt depresos aici. Scuzați-ne, vă rog. De ce? Stai un pic, domnul invitat, dar tu cum crezi? Este o noutate bună? Nu. Cum trebuie să o întâmpină? Deci, facem meeting, gata. Înghețăm bine la iarnă. Mă, dar hai să fim optimiști. Nu știu, cum mai vine? Elveția vine cu ideea să facem duș în doi, să economisim apă, să... Ei, măi, duș în doi se rezolvă, dar restul? Da, mi-a plăcut ideea aia. De ce fac ăia care sunt singuri? Asta, eu mă întrebam. Eu am o pisică. Doar de să merg cu ea în duș. Ce să fac? Asta a fost bună? Ok. Și mai era pe... internet comentarii că, bine, bănuiește tu că e gratis. Trecem să trăim cu părinții. Gata, ne adunăm ce, grupuri mici. Mari, suntem independenți. Păi era vorba că chiar postase cineva de la noi, din creatorul de conținut, că comunitatea dădea feedback și spunea, hai că poate mă mări și eu așa mai repede. Da, da, uite, o idee. Poate mă mări și alarm, eu. Alarm, alarm. Avem aici o inimă liberă. Da, da, da. Ai liberă de a da știri. Hai cu a doua, că e minutul 57 și o să mă cert. Foarte repede, așa, o monedă extrem de rară, care valorează peste $1,000,000, s-a întors în Israel după ce a fost căutată timp de două decenii. Aceasta datează din anul 69 după Hristos și a fost confiscată în orașul Denver din statul american Colorado. În urmă cu 20 de ani, autoritățile israeliene au fost informate din surse secrete că un grup de traficanți de antichități au găsit moneda la sud de orașul Ierusalim. Moneda a intrat pe piața neagră și a ajuns în Marea Britanie prin Iordania. De acolo, sub acte false, a fost transferată în Statele Unite, unde urma să fie scoasă la licitație. Ancheta a fost desfășurată de oamenii legii din SUA, în comun cu autoritățile israeliene. O monedă de $1,000,000. Extraordinar. Iată așa. Acoperim toate datoriile la Moldova Gaz și încă ne ajungem. Ai detector de metal? Nu. Cumpărăm unul și ne apucăm de treabă. Doar ca să trecem peste iarna asta cu brio și să știm doar de noutăți bune. Mircea, eu îți mulțumesc foarte mult pentru vizita ta din această seară. Mulțumesc pentru invitație. Ai fost pe un good vibe? Da. Da, m-am simțit foarte bine. Și noi la fel. Deci n-am simțit că este ziua de luni și... da, apropo, exact, asta și era scopul nostru primordial. Ție un sport de care îl vrei. De calitate. Activ cardio, de transpirație. Multe calorii, iată ce facem la iarnă, ne încălzim prin sport. Da, dar tot trebuie să plătim și sala. Cu cineva alături facem sport. Dacă va fi zăpadă, atunci trecem la rănit. Așa, noi suntem fete muncitoare pe lângă bloc. Noi de muncă nu fugim. Mult succes, apropo. Mulțumesc. Și cât mai nu știu, cât mai multe colaborări productive și fructoase pentru mulțumesc. Voi. Mulțumesc. Și pentru cât tine. Mai mulți invitați de calitate. Oh, da, mulțumim foarte mult. Pe mâine. Pa. Această emisiune conține plasare de produs. Bună, sunt DJ Tiana. Starea de seară de luni până vineri.